Regele Charles și Camila au participat la primul eveniment public de la încheierea dolului regal. Au fost în Dunfermline, vechea capitala Scoției, căreia i s-a acordat statutul de oraș. Pentru rege, evenimentul a fost un prilej de a-și evoca din nou mama pe regina Elisabeta și a vorbit despre dragostea profundă pe care o avea pentru Scoția, descrisă drept unul dintre fundamentele vieții ei. Sute de localnici au participat la eveniment pentru a saluta cuplul regal.